Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății a beneficiat de 338 de paturi medicale multifuncționale de diferite tipuri, începând de la bancarte pentru transportarea pacienților și până la paturi speciale pentru pacienții critici din secțiile de terapie intensivă. Donația vine din partea Guvernului Cehiei. Paturile sunt multifuncționale, iar 21 dintre ele deja au fost repartizate în secțiile de terapie intensivă ale Spitalului Clinic a Ministerului Sănătății. Personalul medical menționează că astfel de echipamente sunt necesare, în special pentru bătrânii în stare gravă. Este accesibilitatea și posibilitatea de a activa la patul pacientului, este și confortul a persoanei vârstnice. Procesul de lucru era cu mult mai dificil, evident, deoarece trebuia uneori să scoți patul, nu era o posibilitate să ridici extremitățile. Tare suntem bucuroși de toate, de paturi în primul rând. Unul așa acasă, e tare ghinești. Eu am fost de mult, am fost în alte locuri, la lecuire, la reabilitare. Și față de cum era, s-o făcut, s-o mai performat. Ministra Sănătății a ținut să mulțumească pentru ajutor și a menționat că paturile vor ușura și munca personalului medical. Cel mai important sunt, de fapt, paturile de spital, paturi funcționale, electrice, pentru diferite categorii, cele mai complicate pentru secțiile de terapie intensivă, în număr de 21 de paturi, toate celelalte majoritar sunt pentru secțiile de reabilitare. Spitalul, de fapt, a beneficiat de 1000 de seturi pentru resuscitare. Dacă avem prieteni, trebuie să continuăm să ajutăm și continuăm să ajutăm cu același producte care sunt importante pentru Republica Moldova. Lotul de echipamente donate valorează 1,2 milioane de euro.